chestie, în dat instanță, s-a simțit practic o lipsă de imparțialitate, deoarece a fost susținută poziția părții acuzării. Instanța nu are dreptul de a susține atât partea acuzării cât și partea părerii. Însă la caz s-a observat prin respingerea cererii de a continua cercetarea judecătorească în felul în care a fost stabilită, că susține poziția părții acuzării. Mai mult decât atât, chiar s-a observat faptul că înainte de aceasta a fost înaintat un demers de către acuzatorul de stat, privind înlăturarea domnului Mătăsaru din ședință de judecată. Pentru ca presa să nu asiste în cadrul procesului și pentru ca să nu cunoască nimic despre cele trecute în ședință de judecată. De ce în urmărată instanță considerăm că este o lipsă de imparțialitate din partea judecătorului, care nu poate în continuare de a examina această cauză, mai ales că susține poziția părții acuzării. În toate instanțe, eu nu sunt sigur că astăzi în ședință nu se fac înregistrări. Și aici vreau să anunț instanța prin ședința precedentă la solicitarea mea. Instanța a dispus înlăturarea domnului Mătăsaru din ședință, prin atât creierul meu în ședința noastră de 2 mai. A făcut acele înregistrări care au fost pasate pe diverse site-uri și au fost preluate în calitate de știri. Și instanța, și de fapt s-a constatat că acele înregistrări au avut loc după ce instanța a făcut observațiile necesare și domnul Mătăsaru nu s-a supus acelor indicații. La ziua de astăzi, la fel, nu sunt cert că nu se fac înregistrări. Domnul Mătăsaru este telefonul în mână, camera este îndreptată spre noi, și eu la fel solicit în urmărată instanță ca domnul Mătăsaru și în cazul examinării acestei cereri să fie înlăturat din procesul penal. Ori de mai multe ori s-au constatat lipsa de respect și neexecutarea indicațiilor președintelor ședințelor de judecată și domnul Mătăsaru și-a permis într-un fel frauduros sau pe ascuns să facă înregistrări care ulterior au fost preluate în calitate de știri și într-un fel sau altul au fost interpretate, nu știu, în defavoarea președintelui, dar chiar și în defavoarea mea, când vorbesc ședința din precedent, care a fost săptămâna trecută, unde s-a încercat să facă un tam-tam pe solicitare în care eu, din gradă, am admis o eroare în argumentarea acelui demers și consider că iarăși, domnul Mătăsaru a dat dovadă de nerespect față de instanță. Chiar și având sancțiunea sau avertizarea cei de a nu filma și de a nu face înregistrările în video sau altul. Cu referire la poziția părții apărării, toate instanțe, tot la fel la acest subiect, despre faptul că partea acuzării a încercat cumva să priveze presa de a fi prezent la această ședință, nu este un adevăr, în urmărată instanță, în sală. În ședința precedentă, în sală, erau și alți reprezentanți sau alte persoane, nu știu, inclusiv doamna Maria Olar, față de care eu n-am avut nicio pretenție, deoarece doamna Olar, cel puțin de câte ori a fost în ședințele în care am participat și eu, a respectat de fiecare dată indicațiile instanței de non-filmat. Și față de acea persoană, și mai era de fapt și o altă persoană care făcea anumite notițe, eu n-am avut nicio pretenție în urmărată instanță. Eu nici într-un fel, și vreau să fie clar, nici într-un fel nu îngrădesc dreptul oricărei persoane de a participa la examinare, oricărei cauze penale, într-o ședință deschisă, indiferent este un jurnalist sau este o persoană care este, nu știu, se prezintă ca fiind societatea civilă, eu nu am nicio obiecție față de aceste persoane. Dar atunci când vine o persoană și manifestă vădit o lipsă de respect față de instanță, eu am să cer sancționarea persoanei prin înlăturarea lui din ședință de judecată. Și această solicitare o am și în ședința de astăzi, deoarece îl văd pe domnul Mătăsaru cu telefonul în mână, telefonul este îndreptat în direcția mea sau în direcția noastră
Și eu sunt sigur că dumneavoastră face aceleași înregistrări, ca și în ședințele precedente, și iarăși, ca consecințe, vor fi publicate site-ul care îl gestionează o anumită persoană. Și asta, într-un fel sau altul, cred eu că face o presiune în plus pe noi toți, participanți în acestui proces, deoarece se redau niște adevăruri, se comentează la fel niște adevăruri de către persoane care nu sunt apte, nu au studii și nu înțeleg în general acest proces, deoarece nu au cum să cunoască materiale cauze penale și nu știu ce se întâmplă în această ședință de judecată. Reiterez, nu vreau să fie privat nimeni, nu vreau cineva să aibă senzația că este cumva limitat, dar atât timp cât nu se respectă instanța, această persoană urmează să fie sancționată. Eu vreau, dacă îmi permiți, instanța să expună referitor la cererea mea. Deci instanța a anunțat inițial că se interzic înregistrările audio sau video. Instanța nu constată încălcarea cărorva sau a măsurilor de ordine stabilite într-o ședință de judecată. Ulterior, dacă se va constata că au apărut, cum bănuiți dumneavoastră, aveți bănuiala că vor apărea înregistrări de la această ședință, nu să înaintați cereri sau demersuri instanței de mulțumesc, domnule instanță. Eu am înțeles. Capabile să soluționeze aceste demersuri. La moment, da. Nu s-a constatat. Cu referire la cererea părții apărării de recuzare a președintelui ședinței de judecată, noi la instanță, desigur că nu suntem de acord. Și vreau să pornesc la ceea că în această cauză penală, în privința președinților ședinței de judecată, vorbesc și de domnul Deșelea, au fost înaintate mai multe cereri de recuzare. Toate acele cereri au fost respinse și de fapt au fost aduse anumite sau niște argumente declarative fără ca să aibă un suport juridic, de fapt cum cred și în cazul cererii date. La fel nu este un suport juridic. Eu nu am, nu mi este clar la care norme face referință partea părerii atunci când spune că judecătorul a încălcat anumite drepturi sau a încălcat anumite prevederi a legii, atunci când s-a pronunțat referitor la schimbarea modalității de prezentare a probelor de către partea acuzării, ori acesta este un drept și acest drept nu a fost un capriciu a președintelui ședinței de judecată, dar a fost o chestiune impusă de situație, în legătură cu o circumstanță apărută în ședința în care urmau să fie examinate acele probe materiale și înscrisuri din cauza penală. Aici vreau să pornesc de la acea încheiere a domnului Deșelea, la care fac referință și partea părerii, când instanța, din oficiu, fără a lua în considerație opinia părții acuzării, depășindu-și într-un fel sau altul atribuțiile, a considerat că partea acuzării urmează să înceapă prezentarea probelor cu prezentarea probelor materiale. De principiu nu am fost de acord cu acea încheiere, însă ea nu era susceptibilă de a fi atacată. Am fost impus de situație să prezint proba care a considerat sau probele care a considerat instanța, dar nu se lasă mie acel drept și convingerea de a prezenta probele pe care le consider eu inițial, ca ulterior să ajungem anume la acele înscrisuri.